Cu 6 luni în urmă, la începutul competiției, Andrei creiona trăsăturile pe care aștepta să le aibă fata ideală pentru el. Blondă? Blondă, că el e cu blondă. Era ochi albaștri și creață. Și e foarte important, am uitat să menționez, dar dacă tot am prilejul să spun, să nu fim materialiste. Iar intențiile lui Andrei la intrarea în casa mireasa erau ferme. Dacă nu voi întâlni omul potrivit, nu voi face relație doar de-a dragul de a avea o relație. Stau singur până găsesc ceva real. Iar după discuții contradictorii și alte întâlniri fără niciun rezultat pentru el, Andrei voia să renunțe la competiție. Oricum vreau să plec din emisiunea asta, abia aștept să plec. Bună! Însă apariția Giulianei în casa mireasa urma să-l facă pe Andrei să se răzgândească. Mă place de fata nouă, de ce să zic nu? E foarte faină. Dar destul de curând Andrei avea să rămână fără această parteneră de discuții. Cea care va părăsi astăzi casa mireasa este Giuliana. Și în urma plecării Giulianei, Andrei se orienta către Sabrina. Și în timp ce tatonările cu Sabrina înaintau, o nouă concurentă își făcea apariția în casa mireasa. Mă numesc Iana, am 23 de ani, m-am născut în Republica Moldova. Inițial, această concurentă îi capta atenția lui Perneș. Scuze, e prea mult. Păi îmi pare pe căsă. Eu zic că da. Și eu la fel. Dar Perneș nu era singurul care îi dădea Ianei târcoale. Arun și Dani erau prin preajmă. Nu pot să am sentimente față de mine, decât de tine. Dar iată că nici Andrei nu se lăsa mai prejos, încercând să intre în grații Ianei. Am mici de noapte? Ce a fost asta? Ești nebun? Asta simt. Asta simt. Iar după o perioadă de tatonare, Andrei făcea un gest romantic pentru Iana și glumițele dintre ei păreau să ducă la ceva serios. Oh, leu! Chiar pe bune? Vrei să mănânci? Nu, a, acum trebuie să mă ștergi. Să începem așa ușor. Era gluma. Eu știu. Ai prins sau nu? Eu am prins gluma. Și cum adevărul se zice în glumă, după alte joculețe de seducție urma și momentul sărutului. A urmat o perioadă în care comunicarea dintre Andrei și Iana funcționa foarte mult la nivelul non-verbal, prin săruturi, îmbrățișări, pronunțată apropiere, iar glumițele despre iubire continuau să-și facă loc între ei. Da, mulțumesc. Și tu? Dar nu vine frumiază. Îți place să iubesc mult. Adică să mănânci, sunătos. E o problemă aici? Iubesc mult, o problemă. Pas cu pas, Iana și Andrei începeau să comunice în mod real și să se descopere unul pe altul, fapt ce îi apropia și mai mult. O să fii cea mai frumoasă mireasă. Da, că știu. Cel puțin de aici. N-ai adresă. Nu poți fi aici mireasă. Nu poți? Ca în orice cuplu se mai strecurau și neînțelegeri. O despărțire de scurtă durată intervenea, iar doamna Mioara era cu ochii pe ei. El când spune de familie, când spune de copii, când spune de cununii, indiferent că nu te cununi aici, nu te obligă nimeni, dar tu nu dorești atât aici în emisiune cât nici afară. Și nici nu trecuseră bine micile neînțelegeri că apăreau câteva dezvăluiri la adresa Ianei. Doamnă de întreținere a oamenilor... Iar aceste dezvăluiri aveau să aducă certuri și dorința Ianei de a se îndepărta de Andrei. Îndepărtăm să stăm o leacă separat, am spus. Dar de ce trebuie să fii totul cum vrei tu? De ce când trebuie să... Ok, fă cum vrei tu. Eu nu fac cum vrei și eu. Și ieși și disparte-te și pa. Dar supărările nu au ținut mult. Pare rău pentru ce am spus, să știi. Și buna înțelegere în cuplu continua, până când un măr al discordiei oferit de Elena intervenea între Iana și Andrei. Mi-a explicat Elena că vorba aia ceva de genul să meargă la ea la casă, la mare, în Constanța. Ia o prietenă și tu un prieten și hai că vedem ce iese. Dacă a să fim afară și a să ne certem, de exemplu, el a să caute companie și prezența la alte persoane. Asta-i temerea ei. Iana îi dădea crezare Elenei. Asta, și eu ce teme trebuia să-mi fac, sincer să fiu?
Aoleu, ce... Dacă e să punem așa problema, păi nu, ce facem? Mi se pare că dăm curs la niște... Nu, ce problemă pui, ce face? Doamna Mioara punea piciorul în prag și impunea condiții dure lui Andrei. Că chiar nu ai pentru cine să lupți. Chiar ți-am dat șansă și am lăsat lucrurile așa. N-ai, gata, nu mai vreau. Ce-ai făcut așa grav? Tu nu mai văd că urcă sus aici la tine, că fac scandal de pe lume. Dacă eu mai văd când are ea chef, fac circul de pe lume în emisiunea asta. Între noi doi s-a terminat. Nu, e prea pretențioasă. Nu și geloasă. De asta nu stau bărbații cu tine niciunul. Mama, bună, ce ești? Lasă trecutul. Unul nu a fost bun, doi nu a fost bun, trei, patru. Dar ce mai interesează? Ce ești bună tu? Iar acesta avea să ia o decizie în direct. Relația noastră a terminat. Să-și vadă de treaba ei, că nu mai suport. Îi doresc. Da, acum Andrei, pe ea ai anunțat-o sau a aflat acum în direct că relația voastră s-a terminat? A aflat acum în direct. Și din nou la scurt timp cei doi se împăcau. Ce facem, oameni? Ce facem noi acum? Zim și mie. Hai, pa. Dar apărea o nouă situație provocatoare. Viza Ianei în România expira. Eu pot să stau 3 luni. Dacă stau mai mult de 3 luni, primesc deport. Așa că Andrei își planificase o cerere în căsătorie bine pusă la punct pentru emisia live. Dar situația se complica și Iana trebuia să plece de urgență. Vreau să știi că te iubesc enorm, într-un timp scurt, și îmi doresc să fii cât mai mult alături de mine. Iana trebuie să plece acum. Nu pot să cred, Iana, să văd o chestie. Mă să uite la mine. Și mi-aș dori să te întreb dacă ai dori să fii logodnica mea și viitoarea mea asta. Vrei să fii soția mea? Da. Cum ești? Nu cred. De ce o să te sede? Aici. Să aveți cu sedea, da? Ca să fie într-un ceas bun. Domnule, m-am mușcat. Și după acest moment, relația lor continua să se construiască la distanță prin apelurile video pe care le-au avut în fiecare seară. Mi-e foarte dor de tine. Bine. Te iubesc mult. Ai grijă de tine și abia aștept să te revăd. Uitându-mă așa la imagini, mi-am dat seama că ai plâns ceva. Chiar am plâns. N-am mai plâns de mult și am zis să o fac aici la Mireasa, glumesc. Situația a fost de așa natură încât să cedez, practic am cedat emoțional și am plâns. Am plâns, m-am descărcat, iar am plâns, iar m-am descărcat, dar în final am realizat că nu pot plânge la nesfârșit și ploaia se oprește la un moment dat. Și cel mai important este să accept, să mă conformez și să merg mai departe. Și până la urmă, ce e mai frumos s-a întâmplat deja. Așa este. Am cunoscut cel mai frumos om, pe care cu siguranță nu puteam să-l cunosc afară. Ți-e dor de Iana? Poftim? Ți-e dor de ea? Iana? Bineînțeles că mi-e foarte dor de ea. Ne aude? Eu sper să se uite. Nu, tu ai decis să întrerupi această legătură pe care voi o aveți. Mie sincer să fiu, mi-a părut rău că ai luat decizia asta, pentru că cumva era și pentru fanii voștri. Știi că aveți o mulțime de fani afară. Mulțumim frumos, a fost inițiativa mea într-adevăr, dar a fost de comun acord, pentru că eu sunt genul de om care au decizie la comun și a ales și ea să facă același lucru. Așa a fost mai bine pentru noi. Și cu siguranță afară vom discuta mai multe. Primul lucru pe care o să-l faci când te duci acolo? La ea? Da. O să fiu cu ea. Cu siguranță va trebui să... Adică îmi doresc foarte mult să-i cunosc și familia, mama ei. Uh-huh. Vom petrece timp, nu știu, o perioadă va fi doar pentru noi. Corect. Și o să vă așezați apoi să vedeți ce decizii luați. Ce... Cu interdicția, cu astea. Oricum nu vreau să mă dezlipesc de lângă ea și vom face în așa fel. Asta e, o să locuiești în Republica Moldova, ceea ce e foarte bine. Unde ați fost la Fantasy Date? Cred vreau că să la știu. Treehouse, dacă zic bine, undeva la ieșire din Chișinău, nu știu, nu cunosc, dar o să cunosc cu siguranță. Nu cunoști, dar o să cunoști, pentru că viața ta va fi cumva acolo, cel puțin o perioadă. Așa. Hai să